La momentul de față, presiunea e mare pe anchetatori și fiind mare, își cresc șansele ca oamenii să facă pe undeva greșeli, să închidă cazul. Am auzit deja declarații că de vreme ce făptașul s-ar fi sinucis, înseamnă că nu mai există speță. Și este o greșeală. În astfel de situații, când victima este minor, vorbești deja de omicid de mare gravitate. Cu atât mai mult cu cât este o componentă sexuală. Trebuie să ne uităm la ce? La ceea ce știm din cazuri anterioare și ceea ce știm din literatură. În momentul în care te uiți la prădător sexual de minori, ei operează de obicei pe un areal destul de restrâns împrejurul lor. Sunt foarte puțini care sunt itineranți și cu atât mai puțini unii care se duc în turism sexual. Turismul sexual cu minori este o industrie, ne place sau nu, este o industrie ilegală care este foarte bine organizată pentru că permanent intră în contact cu legea. Omul ăsta știa unde vine? Acest om a avut un contact la sosirea la București, acest om a avut de ales dintr-un catalog, drept urmare s-ar putea că nu doar aceasta este unică victimă, ci că sunt mai multe. Și opinia mea este că acest om nu era singur în România. Genul de teză a operatorului solitar, care are boala lui psihică și care se duce la sigur, funcționează pentru operatorii endogeni, cu alte cuvinte, cei care sunt născuți și crescuți în România, nu pentru cetățeni străini. Drept urmare, la momentul de față, de vreme ce avem un caz care implică două țări. Ar trebui să ai colaborare între state și colaborare operativă, nu doar teorii la nivel de ambasade, ci colaborare polițienească. Ar trebui să ai Interpolul care să intervină în astfel de situații, pentru că avem, din păcate, antecedente în România cu rețele de pedofili, prădători sexuali, care operau într-un anumit areal și care ce făceau? Traficau copii și dădeau unul altuia, traficau pornografie cu minori, trafica un conținut care, oricât ar fi de grotesc, este foarte profitabil financiar. Deci vorbim și de bani. Dacă le pui pe toate unele sub celelalte, ce vei vedea? Crimă organizată. Aici, cel mai probabil că a fost o faptă care nu făcea parte din plan. Moartea nu intervine accidental, ci impulsiv, pe moment. Comportamentul post-crimă este de asemenea manieră încât îți spune ceva despre starea psihică a persoanei care a efectuat fapta. Pe de altă parte, dacă ai de-a face cu un operator care a mai făcut astfel de lucruri, asta înseamnă că a învățat, a evoluat, a dezvoltat cunoaștere. Când dezvoltă cunoaștere, ce înseamnă cunoaștere? Trebuie să am la mine mănuși, trebuie să am la mine mijloace prin care să împiedic, într-un fel sau altul, anchetatorii să-mi verifice identitatea. Trebuie să-mi șterg bine urmele și trebuie să pun victima într-un anumit fel, încât fie să nu poată să ofere probe forenzice, fie să fie în așa fel organizată și împachetată încât să spună ceva despre mesajul meu, pentru că psihopatologia crimei sexuale este aproape invariabil cu mesaj. Ei bine, un om care intră, iese din România, dacă ar fi să fie un operator care și violează, dar și ucide, fără doar și poate că ar fi fost deja în vizor, pentru că dacă te uiți la victimologie, dacă te uiți la felul în care a dispus cadavrul, la momentul de față ai de-a face cu o persoană care a acționat de o manieră care este, care crește apetența publică. Da? Această persoană, victima, a fost găsită la timp relativ scurt după comiterea faptei. Omul a fost filmat pe camere. El nu se aștepta că va fi ușor identificat. Vânzarea de copii, traficarea de copii, sclavia copiilor sunt elemente care sunt cumva endogene culturii din România. Odată ce o țară și-a construit reputația de bazin, de aprozar pentru sexualitate deviantă, vei avea un glob pământesc care se uită la tine. Nu sunt multe țări care să fie fertile pentru astfel de practici. Ai Asia, ai Europa Centrală și de Est și foste țări care erau în blocul sovietic și da, ai și România, care este piață de desfacere pentru tot ceea ce înseamnă criminalitate sexuală deviantă la nivel Europei. Ai nevoie de miniștri și ai nevoie de oameni cu autoritate teoretică și practică apți ca la momentul adevărului să spună am observat acest lucru și uite pașii pe care îi vom urma. Dar nu numai vorbe. Ai nevoie ca dintr-o dată polițistul ăla local să-l vezi că iese la treabă. Ai nevoie ca dotarea logistică a polițiștilor să fie adusă la zi și nu prin licitații sau ce știu eu ce minuni, ci prin punctual fapte care să-i redea cetățeanului ce? Raportul de încredere la poliție. În zonele astea, dacă ai să te duci să vorbești cu oamenii în județul Dâmbovița, între om și poliție e un hău, e o prăpastie. Și ea nu este trecută decât ocazional de cine? De borfași. Nu e trecută de oamenii de rând, pentru că percepția omului de rând este că între borfași și polițiști e o formă de complicitate. Adevărul pe care noi nu vrem să-l spunem cu voce tare este că vor fi fost situații în România în care inclusiv poliția face parte din crima organizată cu trafic de minori. Și avem dovezi în sensul ăsta. Și autoritățile nu au ieșit încă să spună, e o problemă sistemică și în forțele de ordine.